La mulți ani, în 2022, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, Ora de Veghe, Studio Epoch Times, 1900 și că mă gândeam la evenimentul zilei unde cu honor lucram pe vremea aceea. Și cumva am așa un gând redundant. Da, la mulți ani tuturor, să o iertăm pe Nicoleta, să vine puțin emoționată, ea este emoționată de felul ei, e o persoană foarte emotivă. Începem anul ăsta, ca zic așa, un an special, deosebit, se anunță. Foarte special, voi zilele trecute ați făcut 15 ani. Să știi că debutul acestui proiect s-au scurs de fapt 16 și greșeala mea aparține în totalitate. M-am gândit cu creierii afumați de colebil, așa, ca după anul nou, m-am gândit, domne, câți ani am făcut noi anul ăsta? Și mi s-a părut că 2021, de care nu vreau să mă dezlipesc, deși n-a fost un an prea grozav. Cifra însă, trebuie să-mi pun cenușă în cap, este 16, nu 15. Acum problema, și am și o problemă, e un Freudian slip din ăsta, eu cu 16 am niște... Important e că la anul vor fi 17 și important e că în 2024 vor fi 18. Asta adică veți fi majori. Asta e de reținut. Vom fi majori, că eu mă consider... Este de reținut, rețineți cifra 18 pe 2024 și ce mai poate fiecare să rețină din fraza asta? Foarte bine. Deci asta așa, începem cu mea culpa, asta e, s-a întâmplat. Nici măcar nu eram... mai greșești când bei. Dar tu nu bei. Dar eu nu beau, deci nu e. N-am nici măcar scuza asta. În sfârșit. Așa. Multe s-au întâmplat. Multe și unele destul de ciudate. Și aș începe... Multe pe afară. În țară nu s-a întâmplat nimic. În țară se pregătește furăciune. Da, asta nu ne schimbă în 30 de ani. În țară sunt între sarmale, fripturi, caltaboș și alte legi publicate în ultima secundă. Ca de obicei, hotărâri de guvern și ordonanțe de urgență publicate pe 30 septembrie, chiar la legea energiei. Da. Cu modificări importante, dar nu e treaba noastră, e treaba de economic și nu vrem să intrăm în amănunte nerelevante, le puteți citi singuri. Încercăm să facem o emisiune pe extern, așa, exact. La început de an și joi, peste două zile, încercăm și pe internet să vedem ce am mai strâns. Da, o știre pe intern aș da de început. Da, de știrea pe care am discutat-o înainte de... Da, liceu, pentru că sunt revoltată. Uh-huh. Adică mi se pare normal să mă revolt. Doamne revoltate, poți să așa se revoltată poți să din naștere. Opui? Nu. Nu, dar nu poți să nu te revolți când citești așa o ciudățenie, foarte stranie, extraordinar de stranie pentru oameni normali, așa ceva nu poate exista. Avem un partener strategic numit Statele Unite. Facem o licitație în valoare de 430 de milioane de euro pentru modernizarea bazei aeriene Mihail Kogălnicianu, folosită de trupele NATO de la Marea Neagră. Respectiva licitație este organizată de Ministerul Apărării Naționale, care pe cine crezi tu că declară câștigător al licitației? Nu vreau să suflu în scrumiere continuu. Un consorțiu român-austriac, din care face parte și compania Strabag, care companie este... are printre acționari pe vestitul Oleg Deripaska, oligarh rus cercetat de FBI pe lista celor sancționați de Statele Unite și așa mai departe. Dacă lista neagră de sancțiune a Statelor Unite pe Mazitski sau cum se cheamă legea. Nu, pe lista trezoreriei. Sau pe lista trezoreriei. Nu contează. Deci domnul Deripaska este non grata în Statele Unite. Noi îl punem să le facă baza americanilor. Atâta de mult îi respectăm. Și n-am fi aflat nimic dacă nu venea cel care a pierdut licitația, compania Concelex, da? Care, al cărui patron Cătălin Beniamin Vișan atrage atenția asupra acestor lucruri, că nu e doar faptul că a fost făcută câștigătoare compania română-austriacă, dar a fost făcută cu dedicație, adică a fost ajutată să câștige. În general, când auzi de compania austriece, sunt acolo rușii de prin anii 90. N-au plecat niciodată, nici în războiul rece. Da, bun, s-au întors în anii 90 cu forță. Apropo de ruși, ce să zic acum? O știre care pare foarte... Ne jucăm un pic cu creierii băieților din servicii, știi?
Nu, dar serviciile noastre ce-ar fi făcut dacă mea APN-ul e chiar atât de impertinent încât își sfidează partenerul strategic la așa un mod grobian? Serviciile nu mai fac ce trebuie de foarte mult timp. Știrea pe care aș vrea eu să o aduc în atenția publicului este că cineva din Rusia, un oficial, n-are importanță, cred că membru al Dumei, al Parlamentului Inferior, Camera Inferioară a Parlamentului, s-a gândit că poate ar fi cazul să scoată relicvele comuniste din, din mauzoleu. Da. Acum, ai văzut știrea, cred că o știe, cred că de, dinainte de anul nou. Înainte de anul nou. Și am zis, doamne, că merită discutată, pentru că prima oară când am avut, când am văzut știrea, am zis, măi, Nicole, dar ăștia, eu cred că se uită la emisiunea noastră? Da, normal. Nu? Au considerat că, că sunt niște lucruri de făcut și prin Rusia, văzându-ne pe noi. Acum, nu vreau că... tot timpul. Mie îmi place să mă autoironizez așa. Ne autoironizăm, dar Adrian a zis de moaștele alea și de Lenin îmbălsămat, dacă n-a zis de 15 ori, n-au mai zis deloc de când... Eu fiind un prieten al Rusiei, mă rog, mai distant așa, dar totuși nu vrei oamenilor, nu vrei să le cauți. Adică încerci să le dai un sfat, până la urmă sunt și ei niște oameni, vai de capul lor de satanizați, dar asta e altă discuție. Până la urmă, ideea pe care încerc să mi-o însușesc și mi-e foarte greu să mi-o însușesc e că toată lumea ar trebui să pornească pe această poartă care ne-e deschisă în principiu tuturor. Indiferent de păcatele comise în istorie. Știi? Așa, un fel de trecere în nou univers. Și atunci, mie personal ca român, mi-e greu să trec peste păcatele făcute de ruși pe aici. Da, trebuie să-ți faci un soi de mea culpa. Și încerc din răsputeri să, să înghit toată treaba și să zic, nu, doamne, totuși ar trebui să vedem dacă poți, dacă ei pot să treacă, pot să treacă. Acum, pentru a ne juca, chiar că vreau să apăs un pic pedala cu creierii băieților, ofițerilor de caz, ori ei se uită la emisiunea noastră, mă gândesc, ori noi ne uităm la emisiunea lor, știi? Că e și asta o poveste. Ofițeri de caz se pot uita la emisiunea noastră? Nu, nu vorbesc de ofițeri de caz, vorbesc de ruși. Da, deci să fie clar că poate nu sunt suficient de clar, că uneori nu sunt suficient de clar, alteori sunt suficient de clar. Sau și noi și rușii ne uităm la aceeași emisiune, nu? A cui, la altă discuție, a mai fost și omul ăla care a venit aici după ce l-au instalat pe Ciucă să ne spună că trebuie să facem trei muzee ale comunismului sau așa ceva era știrea. Da, da, da. Dar e clar că noi români sau noi la Epoch, noi doi la Epoch Times, la emisiunea asta, cel puțin ne uităm la o emisiune respectivă comună cumva înaintea astora. M-a apucat și tu să. Deci ceva acolo pușcă, zic, nu știu. Hai. E ceva putred în Danemarca și, nu știm și de ce spun asta? Continuă. De ce spun asta vis-a-vis de băieții din servicii? Pentru că bătaia pe care o să vă luați voi, tătuță, care conduceți România, nu știu, ia nici câinii. Când se trage bara. Pentru că atunci când se contorizează boabele alea negre, alea bune, cine? Băieții care au la butoane. Da? Și la butoane, în țara asta, nu sunt pompieri. Da? Sunt politicieni, judecători. Nu? Băieții din presă care au spălat pe creier, ne-au luat dracii pe toți. Servicii. Adică, să aveți grijă de domniile voastre, noi vă urăm... Că zic, o viață lungă și toate alea. 50 de amante, 40 de case, ce vreți noastră? Un codicil la știrea anterioară pe care am dat-o, acum avem un ministru al apărării naționale pe nume Vasile Dâncu, pe care nu știu dacă l-a recomandat cineva sau ceva pentru funcția asta. Probabil funcția de ministru al propagandei în guvernul Năstase, așa îi spuneam noi, la vremea respectivă. Acest minister s-a înființat pentru Dâncu, că nu exista. Da? Și noi ziceam Goebbels, că așa eram în noi Goebbels, răi, da. Da, la evenimentul zilei, dar își merita numele. Oricum, nici ministrul ăla n-avea de ce să fie, dar debil de rău făcuse sociologie, era pe aproape. Acum, dacă îmi povestește și mie de ce e ministrul al apărării naționale mai convingător decât a spus-o la instalare Habana. N-a ieșit. Cert e un singur lucru. În situația în care faci povestea asta a partenerului american, care nu cred că până la urmă n-ar fi verificat cine dracu face baza aia și o modernizează, în care își aduce soldați, și nu răspunde, înseamnă că e copărtaș la trădare, pentru că asta e o formă de trădare. Cuvinte grele la început, Dan, așa... Da, foarte, așa. Le spun răspicat. E o formă de trădare pentru că există un interes național identificat. Interesul nostru național nu e să ne situăm în tabăra rusă, n-a fost niciodată, am asumat o alianță,
avem niște parteneri strategici, am semnat cu ei, avem un cuvânt, îl călcăm și îl călcăm hoțește. Ministerul a știut ce a selectat și dacă nu venea pierzătorul să facă contestație, habar n-aveam și era încredințată lucrarea asocierii cu Strabag. Iară ne trebuie, se trezeau băieții cu microporost. Deci, eu când spun că e trădare, mi-asum acest lucru. Să vină domnul Dâncu să ne demonstreze că altfel. Nu, că o să zic că avem ceva cu ei, am început de altfel. Eu cu domnul Dâncu am o foarte bună relație, mergeam la niște emisiuni împreună, da. Până când m-am luat tare de dumnealui în timpul mandatului Năstase și a spus că la o emisiune cu mine invitată nu mai refuză am să înțeles. Vină. Și nu ne-am mai întâlnit în niciun platou de atunci. Aia, poate să... Poate ne contestă, poate ne trimite scritură. Aici noi îl așteptăm. Să ne explice. Nu e cu nimeni de fapt, e doar că e cine un din an... minister doarme în bocan și se întâmplă așa ceva. Ei, doar că e un an anul tigrului ăsta. Te rog, tigrului, n-am intrat încă în anul tigrului, mai e puțin. 1 februarie, în anul tigrului e complicat, de obicei. Mai ales pentru șoricei, pentru ăștia mai... Bun. Să trecem la externe, că pe interne, repet, dormim în papuci. Care chiar merită puțin gândit, puțin discutat așa, măcar amintită în trecere, ca să nu să avem noi conștiința împăcată, că le urăm băieților la mulți ani și nu știu, mulți băieți, fericiți, ca să înțeleg și eu. Ăștia care, pe care o să-i facem anul ăsta fericiți. Da, însă să aibă grijă că e un an ciudat. Nu toată lumea, cum zicea entertainera de la Hollywood, va ajunge în viitor. Mă rog, NASA angajează 24 de teologi să afle cum a reacționat lumea dacă descoperim extraterestrii. Senzațional. 1. De ce 24? N-am aflat. Nici ei n-au Doi. Spus. Cum a reacționat lumea dacă descoperim? Cine suntem ăia? Noi. Noi îi descoperim noi. De ce? Dăm plapma jos după dânsi? Noi ce? NASA. Păi nu, că titlul ăsta care a apărut în Hot News, noi n-am publicat știrea când s-a apărut bășcălie. Și a doua treabă este foarte care bășcălie? Că am văzut-o peste tot. Și asta nu înseamnă că e bășcălie sau ce? Nu e bășcălie. NASA a luat 24 de specialiști și rabini și imam și... Numai câte știri despre Omicronul care o să ne sufoce și ne mănâncă urechile găsești pe metru pătrat de publicație anul ăsta și... Mă rog. Bun. A cooptat 24 de teologi pentru a înțelege, și aici e puțin ciudat, cum a reacționat oamenii la vestea că există viață extraterestră. Păi teologii nu sunt sociologi. Păi Dâncu trebuie să-l angajeze. Corect. Uite, vezi ce utilitate ar fi avut domnul Dâncu? Adică de ce să stea ministrul al Apărării Naționale când cu vastele sale cunoștințe de sociologie putea merge la NASA să le dea explicații și să le spună ce e cu psihicul uman și cum ar fi el bulversat de știrea existenței unor omuleți pe Marte, de pildă. Ce caută ei? Ce? Cum? Nu știu. Tot în vârf la mamăliga asta cu extraterestri de atâta vreme. Sunt mii de filme, dar oficial nu există. Vor să facă vreun anunț și le este testează. Sunt mii de filme reacția. Pe care toată lumea zice, domne, sunt, sau toată lumea, cei care își bagă capul în nisip susțin că nu, domne, că nu există, nu? Și sunt o grămadă de oameni care, bun, sunt acolo filmele despre ce vorbim. Dar întrebarea e de ce îi angajează? Pentru că eu cred că dacă ei ar fi cooptat niște oameni din diversele PR. Religii, da. Nu, pe care se întrebe ba de una, ba de cealaltă. Pe oamenii aceia n-ar fi cerut bani. Întreb despre dogmă. Nici rabinii n-ar fi cerut bani, nici imamii n-ar fi cerut bani, ba, nici episcopii sau bani. Nu știu, imamii cardinalii n-ar fi cerut bani. Probabil că și cardinalii ar cam băga mâna în buzunar. Nu știu, de imamii aia. De ce se angajezi pe statele tale de plată? Eu asta nu înțeleg. Nu știu, le faci lor, tu șești ceva, un tricou, ceva, o bască cu alieni, de ceva. Hai să-ți spun cum e uzanța. Uite, de pildă BBC-ul, pe vremea când își plăteau oamenii, angajați, da? Dar dacă tu erai invitat, te suna un cineva de la BBC și te întreba tot timpul câte ceva, că ești o eminență în domeniul tău. Colaborator, da. Dar nu erai colaborator, pur și simplu când se întâmpla ceva, te întrebau ce părere ai despre asta. Da. Și pentru că ești contributor, când s-a adunat, să zicem, 100 de euro sau de dolari, cum era pe atunci, îți cădeau banii aia în cap, te sunau și spuneau să treci că ai de luat niște bani. Și te mirai cum dracu să am de luat bani.
că eu mi-am dat cu părerea și mi-am dat-o de bună credință și fără să cred că vreodată voi fi plătită. Ei, BBC-ul avea această cultură. O fi fost bine, o fi fost rău? Nu știu dacă o fi fost bine. Dar oamenii se răspundeau după prima sută de dolari pe care au luat-o, că lucram la BBC. După prima sută de dolari pe care o încasau, răspundeau mai repede la telefon. Astfel puteau să spună că au altă treabă, că pleacă nu știu unde, că se urcă în avion, că... Dar când știau că te sună, că sună BBC-ul care pune pe răboj minutele sau secundele în care tu vorbești pe post și alea la un moment dat sunt plătite, oamenii deveneau brusc interesați. În așa și cu NASA. În orice caz, se pare că ei știu ceva pe care noi ne facem că nu știm. Conchide articolul ăsta de pe Hot News. Pare destul de logic ca NASA să se asigure că toată lumea este în regulă cu ideea. Deci, ce e asta? Asta e presă mainstream, să-ți asigure cu ideea. Bun, la orice cred caz, că și-au luat-o pe doamna Nicola, aceea cu ochii verzi, pe care o folosește pentru PR seriu, încadrat-o în asta și n-am aflat noi. Nu, iarăși rea cu femeile. Sunt foarte rea cu femeile. Hai să trecem la caza ciocii ăștia de la noi, de aici, din Bătătură, că ei sunt... soarele nostru. De câtva timp, de vreo 80 păi de ani. Unde te duci și te întorci numai de rușdai. În primul rând, o știre care a trecut de pseudo-neobservată. Biserica caghebistă rusă anunță că vrea să-și tragă o eparhie. Asta e o publicație Apo, după care eu o respect. Deși uneori titlurile sunt puțin mai smulse. Anticomunistă. Sever anticomunistă, mă rog. Vorbește despre crimele și... Cred că podul și spre meritul lor, eu nu i-aș critica deloc, chiar i-aș lăuda, au rămas singurii care țin steagul luptei anticomuniste arborat. Pentru că toată lumea a cam renunțat să bine, se mai certe cu prea avem fonduri pentru... Persoane de față se exclud, așa, și publicațiile Biserica caghebistă rusă, mă rog, acum, anunță că vrea să-și tragă o eparhie și în Turcia. Oh, ce frumos! Împotriva Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Ce caută, domne? Dar pe doar l-am întrebat. Dar Biserica Ortodoxă Rusă în Turcia. Bar n-am, dar pe domnul acela care... Ce caută dânsia? Care supraveghează până și frunza de pică din copac, pe nume Erdogan l-am întrebat. Stai, o știre din detenia. Vreți să facem o biserică la Matale în țară. 4 ianuarie, așa, ca înainte de Crăciunul respectiv. Păi pe 7 a venit Crăciunul perit vechi. Vreau să înființeze două eparhii exact pe teritoriul Patriarhiei Alexandriei și întregii Africi. Patriarhia de la Moscova aduce mai departe război împotriva Patriarhiei Ecumenice, da, da, da. Ce fac oamenii ăștia? Nu știu. Era și un editorial astăzi, dacă nu mă înșel, Radu Carp, care exact asta dezbătea. Până unde naiba se întind ambițiile Rusiei? Radu Carp. Da, Radu Carp. Băiatul care lăuda... China. Pentru modul în care carantinează amărâții, cu sudându-le ușile prin... Foarte interesant. Au 3 focare în China de COVID. Varianta Omicron, se pare. Unul în Xi'an, 13 milioane de locuitori. Altul într-un oraș mare, Port, Ningbo, cred că e cel mai mare, și cred că al treilea oraș de curând, cred că ieri sau ceva în genul ăsta, povestea e în felul următor. Și de ce ne interesează pe toți treaba respectivă? Pentru că ne vor da prețurile peste cap din nou. Ei au o politică de zero COVID. Ce înseamnă asta? E trasată pe linie de partii, de sus. Da, vine Olimpiada de iarnă. Stai un pic. Pe linie de partii, de sus, dacă un oraș raportează COVID, trebuie să facă cumva să dispară focarul și nu vorbesc prostii. Și atunci știi ce fac? Sudează porțile și mor de foame. Da, sudează porțile, nu mor de foame, dar nici bine nu ție. Nici bine nu le... Sau îi umflă, îi bagă în autobuze și îi duc în afara orașului lor ca să declare orașul liber de COVID. Uh-huh. Deci pur și simplu își fură căciula. Cum făceau și la noi cu recoltele. Da, asta e materna comunistă. Da, deci ai niște idioți pe care și tu le dictezi de unde răsare soarele și ei spun da. Ad literam au dreptate. Să trăiți orașul secretar general. Orașul grad. Raportez că la mine în oraș nu există niciun caz. Că i-am dus în câmp și stau acolo izolați, e treaba lor. Dar la mine în oraș nu mai am focar de COVID. Povestea este că atunci când faci lucruri de genul ăsta, perturbi lanțurile de aprovizionare atât în China, normal, cât și în toată lumea. Din nou. Am mai făcut chestia asta și în 2020 de ne-am trezit cu prețuri la
să te aștepți până martie la toate relele de pe lume, pentru că începe Olimpiada. Da. Și ei sunt foarte ambițioși. Și să... legat de China, un alt lucru care o să ne mănânce toți nervii, în afară COVID-ul de facturile de gaz, pe care cu onor Germania închide 3 centrale nucleare din 6. În momentul în care prețul la gaze absolut a explodat. Putin se joacă cu robinetul, cu robineții. Nu, și mai vin unii și fac verzii germani, fac scandal și spun că nu e corect să declare energia nucleară energie verde. Că de fapt Germania a închis 3 din 6 la presiune verzilor care sunt acum la putere. Da. În coaliția Semafor, care urmează doamnei Merkel. Și se împotrivește pe cât se poate la Comisia Europeană și în Comisia pentru Energie, ca tocmai pentru asta să nu fie cumva prinsă energia nucleară drept energie verde, inițiativă susținută de Franța. Deci aici va fi o fractură în motorul franco-german clară pe acest motiv. Arunc și un bănuț. Poate că istoria, momentul în care vom ajunge să ne încălzim cu copacii de pe stradă, mă gândesc. Da. Presupunând că mai există curent la prize la momentul respectiv. Poate că cineva va vrea să facă totuși o revizuire a celebrului incident de la Fukushima, întâmplat pe 11 martie sau cât a fost atunci. Crezi că vei avea vreodată adevărul despre Fukushima? 11 martie 2011. Când văd datele astea așa, cu puternic mesaj evocator, știi? Peste minim 50 de ani. Bă, și cu tremurile astea, cum își aleg ele... Date aiurea, știi? Pentru că în urma respectivei minunății s-a întâmplat renunțarea la programul nuclear în Germania. Și, prin urmare, Rusia și Gazprom au devenit stele. Corect. Acum, o știre din China, care ne privește direct și foarte personal, au stocat peste jumătate din producția de grâne global, ridicând prețurile. Au 300 și ceva de silozuri enorme pe coastă, pe lângă Qingdao, pe undeva, pe lângă coasta Pacificului, și au strâns la greu știrea de pe Nikkei Asia. Ne-am publicat-o târziu pentru că am trebuit să navigăm între Colebil și diversele sarmale și pifti. Deci 20% din populația lumii a stocat peste jumate din producția de grâne. Da? Bun. Deci unii ne iau mâncare, alții ne iau energia, adică rușii energie, China mâncare și lanțul de aprovizionare. Și s-a terminat. Responsabil de treaba asta este un concern numit COFCO. Am auzit de el și în România, dacă stau să mă întreb. COFCO? COFCO este trader de cereale numărul 1 din România. Da. Numărul 1. Deci am bâșbuit-o bine. Ai bâșbuit-o foarte bine. Aș bâșbui-o în continuare, aș treba pe Dragnea de COFCO ăsta. A intrat grație lui. Că dacă te uiți când a apărut COFCO 14 la noi și coroborăm cu vrăbiuța aia roșie, Cătălina... Cea dinainte Irinei. Copil de trupă, da, cea mai tânără... Nu mai știu cum o cheamă, dar știa chineză, vorbea chineză. Vorbea rusă cu chinezii ăia, deveniseră prin Teo Leorman, pe acolo, pe la... Dar vorbea și chineză. Păi eu aș trage o întrebare. Aș face așa, aș lansa o... Să văd... Știi că au venit deștepți, știi cum a venit rustul ăsta? N-a intrat direct. Normal. A cumpărat traderul care opera. Da. În timp ce SRI-ul... În acționariatul majoritar, în acționariatul principal al fostului numărul 1 pe trader pe cereale în România. Practic l-a înghițit. Așa, peste noapte. Da, tupilat. Asta s-a întâmplat. Și băieții de la SRI, ce făcea? Păi nu făceau nimica, pentru exact. Că trebuiau să mai facă, nu știu dacă am discutat la emisiunea trecută, că am promis că odată discut asta, că chinezii nu ne iau doar greu pe care îl duc masiv la ei. Nu, ne iau și carnea de porc. Și, da, exact, carnea de porc, pentru că... Bine, Smithfield. Smithfield, companie americană, de altfel. Cumpărată de ruși. Așa, de chinezi. De chinezi, pardon. Și pleacă cu exclusivitate totul în China, deci porcii noștri românești, de la cel mai mare producător, se duc în China, dar China
a trebuit să acorde, a fost înțelegerea reciprocitate, să lase alți producători români, în afară, bineînțeles, de fostul Comtim, să se ducă acolo, da? Și ei le interzic producătorilor, da, români. Au uitat clauza. Da. Ai noștri nu pot intra în Uniunea Europeană, porcul e subvenționat. Și porcul românesc nu se poate bate cu porcul din Uniune, pentru că e mai scump decât ăla. Și atunci șansa era piața chineză și exact piața chineză îi se refuză porcului românesc. Iar domnii de la serii, în materie de porc, porumb și grâu, dorm. Sunt trei alimente esențiale pentru ce înseamnă România. Conform Departamentului Agriculturii din SUA, China va achiziționa 69%, deci nici măcar nu e 50%, 69%, din producția de porumb, din rezervele de porumb ale globului în prima jumătate a anului recoltă 2022. 60% din orez, 51% din grâu. Știi de unde iau o parte? Din Egipt. Știi ce ajunge în Egipt? Ce rămâne ne lua de chinezi din producția românească? Asta e. Adică o parte din porumb și o parte din grâu pleacă direct în China, iar altele pleacă tot în China via Egipt. Ce să zic? Au avut niște probleme mari. Au avut inundații. Și mă gândesc că anul ăsta, dacă eu să n-aibă, poate știe ceva mai mult decât noi. Apropo de inundațiile astea, domnule, nu e bună. Începe misiunea în anul 2020. Ceva în gât. Nu, dar chinezii n-au recunoscut oficial că au manevrat vremea recent ca să-și poată ține plenara. Și, ultima plenară în condiții și Dubai face sănătoase. Asta, bine, țările arabe erau foarte entuziasmate. Au anunțat locuitorii să se adăpostească pentru că pentru prima dată aveau ploi torențiale ca o semăna norii, efectiv. Și au scăpat de o secetă cumplită. În deșert, să plouă torențial e o poveste de necrezut. Da. Dar să mai și ningă este de-a dreptul senzațional. Bun. Și noi ne îngrijorăm aici de băiatul ăsta de la Răsărit, de domnul Putin, Vladimir. Ieri au avut loc convorbiri care s-au terminat cum au început. Și întrebarea e, toată lumea știa că se va termina în coadă de pește. Cum vorba, vorba Epoch Times. Nu, da. De ce vă mai țineți de bancuri, mă? Pentru că se mai întâlnesc din nou. Da, dar de ce nu s-au întâlnit? Să înceapă cu episodul 2, mă. Da, deci pe primul fumăm de acasă, că și așa. Deci, ne ducem casă, avem de unde veni. Timeline-ul este foarte interesant. M-a întrebat cineva, domne, ce se întâmplă cu Biden, cu China. Deci, vis-a-vis de China. Da. Cu Biden, vis-a-vis de China, se întâmplă că s-a organizat acest freak show în Ucraina. Da? Da. Deci, acest circ. Da? Au găsit o femeie cu barbă, a urcat-o pe scenă și ne uităm toți la ea ca proștii, în timp ce în lume se întâmplă tot felul de alte lucruri mult mai importante. Apropo de asta, dacă credeți că o să comentăm știrea cu Djokovic în emisiunea asta, nu o să o comentăm, pentru că după părerea mea, cel puțin, dar cred că și ea, știrile relativ la Djokovic nu au prea mare relevanță. Îmi pare rău să o spun și nu vreau să jignesc pe nimeni. A fost politizate complet. Este, nu fac decât să ne talibanizeze și pe unii și pe alții. Da, evident, pentru singurul lucru bun pe care l-a făcut, cred, este că a adus în prim plan, dacă mai era nevoie, dar poate că era nevoie, faptul că Australia nu mai e o democrație. Asta nu, Djokovic nu are nicio legătură cu faptul ăsta. Dar el doar a călcat în maroul respectiv. Și dacă a călcat, deci a călcat colegii, familia, frunte cu Nadal, toți sunt foarte supărați. Adică nu pentru unii legea asta este, pentru alții legea nu-i. Important este să ne ținem pe centru. Mm-hmm. Da? Indiferent dacă vă place să credeți că a respectat legile sau nu le-a respectat, despre asta este absolut irelevant, ceea ce mi se pare foarte relevant. Australia nu-și interzice inclusiv propriilor cetățeni să intre în situația pe care, în care se află Djokovic acum. Asta este o nebunie. Să știi că dacă îl descoperă cu minciuna, așa cum se probează, da, poate să facă pușcărie. Exact, un an de zile riscă. Deci, această țară, el a declarat și e pe formular că în ultimele două săptămâni n-a călătorit în afara țării. Chiar nu vreau să vorbesc despre treaba asta. Nu, dar el a fost în Spania la pregătire, indiscutabil. Sub tutela politicienilor care în 2010 la un moment dat erau politicieni care au cumpărați de China la bucată.
Până când n-au dat o lege apropo de, mă rog, veniturile pe care le, cum poți, cine poate finanța politicieni subvenționa, mă rog, e o influență chineză masivă acolo. Se știe. Așa după cum există un film pentru că cine state poate, e la fel de masiv și cam peste are, tot e. Apropo de influența Chinei în Occident, există un film făcut de un colaborator al Epoch Times pe care îl cheamă Trevor și îmi scapă ce la nume, care vorbește despre agenți chinezi comuniști în Marea Britanie. Oamenii sunt cetățeni britanici, dar sunt agenți, mă rog, sunt pe în strânsă legătură cu Partidul Comunist Chinez, care funcționează pe post de consilieri pentru criza produsă de pandemie în cabinetul premierului britanic. Deci oamenii ăștia, încă o dată, în strânsă legătură cu China, consiliază guvernul britanic în măsură în probleme de pandemie produsă de China. Nu știu dacă înțelegem că e un feedback acolo absolut cum vicios. Cum e cu ironia asta? Sau... Pe autorul îl cheamă Trevor Loudon, este neozeilandez, are un accent destul de ciudat așa, dacă vă descurcați să vă uitați la filme. Problema, și aici vreau să fac un punct, să subliniez că băieții de la Epoch Times New York au început să și-au făcut un paywall. Da, deci te uiți la filme cu bani, mă rog, se plătește o sumă de pe lună, și din punctul ăsta de vedere ne-au tăiat pe noi de la filme, pentru că nu putem să le, noi le publicăm pe gratis, că nu avem paywall. Și din punctul ăsta de vedere nu reușim să mai luăm filmele, că le stricăm modelul de business și să le tracem pentru români. Deci ne cerem scuze, asta e situația. Bun. Ce s-a întâmplat în Kazahstan? Eu aș puncta că s-a vorbit foarte mult de treaba asta și cred că mult și cam unele lucruri merită totuși vorbite. Trecând peste suta și ceva de morți, eu aș puncta două lucruri. Sau, mă rog, câteva lucruri. Faptul că revoltele au pornit de la prețul combustibilului și sper să n-ajungem și noi acolo. De la prețul GPL-ului care a benzina săracului la ei. Da, în vest, care vest este plin de țiței și de gaz. Oamenii ăștia din Kazahstan sunt plini de zăcăminte. Toată tot oligarhie e prosperă din cauza 40% gazului, uraniu, a țițeiului, a uraniului și metalele rare. Metale rare, tot fel de lucruri. Bun. Se umflă foarte tare imediat după anul nou și ajung revolte. Vezi scene în care oameni destul de supărați, așa, protestatari, smulg scuturi din mâna polițiștilor în echipament antirevoltă. Acum, eu am mai văzut de-a lungul anilor, ultimilor ani, niște scene de revoltă și intervenții antirevoltă. Prin Hong Kong, prin Bielorusia, chiar și la noi aici, stimabilul Livache ne-a bătut un pic. Nu prea reușeai să smulgi scuturile alea așa cu una, cu două. Apropo, pot să fac o paranteză sau mă spun mai încolo? Nu știu, zi. Am găsit cum o cheamă pe doamna care vorbit de Livache. Doamna prietena lui Livache, vorbitoare Cătălina de Rusia. Cătălina Rădulescu. Cătălina Ștefănescu. Ștefănescu. Dar eu până acum n-am știut, mi-a sărit în ochi. E născut în 88 și a studiat la Institut Pușkin din Moscova între 2001 și 2012. Asta înseamnă că a început să studieze acolo de la 14 ani. Da? Deci da. A făcut liceul și facultatea în Rusia. Bun, hai să venim din nou la... Nu, era la o adică, nu fac decât să mă mir când niște tineri, după 90, merg să studieze la ruși. Am o mirare. Unii sunt foarte capabili. Am o mirare, atâta da, tot. Da. Revenind la domnii ruși. Deci băieții ăștia au stat cu mâinile în sân și s-au uitat cum se încing revoltele și se dă foc. Am înțeles că nu mai vreau să răspundă la comenzi. Nu mai vreau să răspundă la comenzi. Pentru că erau oamenii lui Sultan Nazarbayev, din foarte apropiați lui. Acum este evident că acolo s-a dorit să se umfle acest fenomen. Se vorbește despre civili care protestau și pe lângă ei protestau ca la noi în Timișoara. Niște băieți care dădeau foc și spărgeau vitrine. Tineri? Da, și neliniștiți. Neliniștiți, îmbrăcați în negru cu cagule și foarte buni mânuitori de arme. Care, bâte, ciomege... La un moment dat au dispărut.
Cum au apărut, așa au și dispărut. Ca în Timișoara. Nu? Și nu doar în Timișoara. Și nu doar în Timișoara. Veșnicii băieți din servicii care fac, care fac treabă. Bun. S-a zbierat. Există niște filmări și am... Bun, cred că circulă pe internet. Am omis să le scot. O filmare de la Petersburg cu Tokayev, cu fostul președinte, împreună cu Lukashenko și Putin, ieșind dintr-o clădire, intrând în niște mașini. Eu. Cred că Vitalie Cojucari l-a postat, dacă nu mă înșel. Găsiți pe pagina dumnealui. Foarte interesant. Intră, o ies oamenii din... Se pare că era ultima... ultimul material video în care Nazarbayev a fost văzut funcționând, la față. Da? Bun. Acum... S-a cerut imediat de către acest Ion Iliescu al Kazahstanului, s-a cerut intervenție rusă. Nu? Intempestiv, așa. Corect. Iar rușii nici măcar nu s-au urcat bine în avioane, că revoltele s-au stins. Cum? Că, știi? Este foarte bruscă venirea rușilor și foarte bruscă oprirea acestor revolte. S-au stins imediat. Bine, rușii sunt vestiți pentru brutalitatea cu care acționează și te gândești că toată lumea știe ce se întâmplă când vin. Mai interesant este că Tokayev iese, cred că ieri, azi a ieșit și a spus în Parlament că forțele ruse vor începe să plece în două zile și că toată evacuarea va dura 10 zile. După care iese Shoigu și a răspuns imediat ministrul apărării rus și zice că nu. Basically, nu e chiar așa. Știi? Nu e chiar așa. Și că vor sta acolo până când se va stabiliza situația. Da, dar în același timp, Blinken a atenționat că unde vin rușii pleacă mai greu și s-a enervat foarte tare același Shoigu și ministrul de externe. Da, și ministrul de externe rus, spunând că nu știe ce vorbește Blinken. De fapt, americanii violează și... Da, ei sunt aia care invadează teritorii. Da, au intrat și în Georgia, au intrat și în Moldova cu armata 14, au intrat peste tot americanii. Da, nu rușii unde se duc, nu mai pleacă. Da. Americanii sunt niște cuceritori. Da, ce-ți face? Foarte interesant. Și cred că ne putem aștepta la niște consecințe economice aici. Acum, nici nu s-a potolit bine discuția în Azerbaijan, încât președintele Tajik vine și spune că sunt 6.000 de luptători la granița cu Afganistanul. Acolo e o poveste mai veche, sunt și trib, se bat între ei de ceva timp. Și a cerut o centură de securitate pe zona statelor așa zis independente. Foarte interesant că dacă stai să te uiți așa, parcă și americanii au plecat la timp din Afganistan, apropo de treaba asta. Oricum, sunt șanse, după părerea mea, ca lucrurile să nu... A căzut Bitcoin-ul, apropo de asta. Da, păi era un centru de minare masiv. E o poveste întreagă cu Bitcoin-ul, foarte interesantă. Bitcoin-ul a fost dat afară din China de către regimul comunist chinez. E o întreagă poveste. În China existau ferme de Bitcoin. Pentru cine nu știe, Bitcoinul are nevoie de o infrastructură, în sensul că o grămadă de computere performante și foarte mult curent. Enorm de mult curent. Și cu cât vrei mai mulți Bitcoin, până la urmă trebuie să ai calculatoare care să meargă foarte repede și care consumă. În momentul în care chinezii au dat afară, care chinezii oricum au un picior în Kazahstan, în momentul în care au dat afară fermele de Bitcoin, după părerea mea, din două motive. Unul este că nu puteau controla exodul de capital, deși aveau și un picior în Bitcoin. La un moment dat investeau masiv în Bitcoin. Am avut și probleme de energie și ei. Nu, dar ei promovează o monedă digitală care este... Yuan digital. Da, e făcută cât să fie supravegheată total de guvern, pe când la Bitcoin n-aveau control total. Și de asta l-au prigonit. Da. Deci a mai căzut și Bitcoin-ul. Ne așteptăm totuși, mai ales că țițeiul român are oarecare legătură cu kazahii. Pe care n-am vrea să o vedem. Păi stai, dar care caz Munai Gaz n-a cumpărat Rompetrol? Tocmă.
Tocmai ce instanța românească m-a și umflat râsul. Apropo de câte știri din România pe sfârșit de an, instanțele românești silesc, le silesc pe fiicele lui Patriciu și pe fosta soția lui Patriciu să plătească, nu știu, 160 ceva de milioane de euro cât datora el statului român. Și ați banii de Pepsi. Asta ziceam și eu, la ce bani s-au dat. Și oricum nu o să-i vadă probabil. Chestiunea este că marele prieten al Kazahstanului și al Nursultan Nazarbayev este democratul progresist sau cum o fi, s-o fi considerând el Victor Ponta, da? El a făcut acel contract prin care echipurile dădea, îi ștergea datoria lui Caimun Aigaz ca să facă, vezi Doamne, un fond de investiții, care fond de investiții n-a mai apărut și uite așa am iertat noi. A iertat o datorie pe o promisiune care nu era, care n-avea niciun milestone, n-avea niciun fel de fermitate. Ce, el nu știa că n-are? Și a foarte bine. Și la momentul respectiv, Caimun Aigaz era pe punctul de a fi cumpărată de niște chinezi. Deci el favorul l-a făcut chinezilor, nu... De handlerii lui. Da. Acum, dacă vă imaginați că omul ăsta a candidat și la președinție, deci avea tupeu fantastic, da, și acum se chinuie să intre în PSD din nou, realizați cam cât tupeu au politicienii români. Tupeu bazat pe niște lucruri reale. Nu poți să ai atâta tupeu din cer. Trebuie să te bazezi pe niște oameni până la urmă. Apropo de tupeu, poate toată lumea țipă pe dosarul Blair Ponta, că vezi, Doamne, l-am băgat pe Blair, nu știu ce. Nu, Blair s-a băgat singur. Mm-hmm. Blair a fost consultantul șef pentru un sultan Nazarbayev, pe lângă Vucici, pe lângă Ponta, pe lângă alți tipi pe care i-a consultat în ghilimele. Da? I-a asistat și a ajutat să ascensioneze în politică sau să se mențină, să nu își piardă pozițiile. Bun, mai avem un sfert de oră. Haideți să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat în... Că e iarăși mi se pare că merită făcut așa o cronologie. Deci, cred că la începutul decembrie, pe 3, dacă nu mă înșel, a avut loc întâlnirea de la Riga, minșii de externe ai țărilor membre. Corect. Georgia și Ucraina ca cu statut de invitat, ca invitate. Bun. Și s-a vehiculat încă o dată intrarea Ucrainei în NATO. În următorii 10 ani. Că te întreabă lumea, doamne, ce cu toată nebunia asta? Bun. Rusia a explodat destul de repede la treaba asta. Trupele erau quasi masate, se discuta, da, era un dute vino între Zelenski, care e președintele Ucrainei, și Biden, care o scălda. Până la urmă au ieșit și au, la Riga au ieșit cu comunicatul respectiv, Rusia a luat foc, nu? Drept că incidențe exact în perioada asta l-au incriminat pe Poroșenko pentru că i-ar fi finanțat pe separatiști. Adică au pus cumva puțin gaz peste foc. Pe Petru, da, Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei, înainte de Zelenski. Adică toate se leagă. Numai un pic să-mi fac aici un timeline. Bun. După care, și întrebarea mea a fost întotdeauna, la un moment dat ucrainenii nici nu știau că sunt trupe NATO, că sunt trupe rusești la granița lor de est. Cel puțin conform unui comunicat. Aia a fost senzațională știrea. După care au revenit după o zi, la presiuni, ca zic așa, la... Să fim corecți cu adevărul istoric. New York Times scrie... Washington Post. Sau Washington Post. Bun. Washington Post, dacă zici tu, scrie chestia asta, că sunt masate trupe. Ucraina răspunde imediat și zice nu. Nu. După care, după 24 de ore, revine și zice da. Ucraina fiind o țară în care de 8 ani se trage. Deci, acolo e clu. Zona de conflict, ai tranșee. Acolo e clu ăsta. Deci tu ai tranșee acolo. Da. Tu ai tranșee la zona, în zona respectivă din Donbass. Da. Deci ea nu dorm în bocanci. Se trage, se omoară mai încet. Acolo. Despre asta. Aia, Ucraina aia. Deci nu alta. Bun. Și trebuie să li se anunțe treaba asta. Să fie sculați din somn. Bun. După care Rusia bombăne. Da? Și începe să se depăneze toată nebunia asta. Da?
La un moment dat, retorica din ce în ce mai fascinantă, Rusia este cu două documente în care cere inclusiv retragerea de pe pozițiile NATO din 1997 a trupelor și garanții scrise că NATO nu se va mai extinde în Est. Adică nici noi nu suntem în NATO în condițiile astea, să știi. Da. Cu suspendări de misiuni la Bruxelles, cu tot felul de nebunii. Deci o întreagă Babilonia acolo, da? Transferul de tancuri și rachete Buk la frontiera cu Ucraina, avertismente cu... În primul rând, Statele Unite la început a zis că toate opțiunile sunt pe masă, după care au zis că, de fapt, nu sunt decât alea sancțiuni economice. Amenință cu decuplarea de la SWIFT, deci toată nebunia, da? Nu, dar au spus foarte clar că nefiind țară membră NATO, nu își pot permite cei de la NATO să intervină în niciun fel. Sigur. Problema este că și atunci când ești țară membră NATO, ai logistica să permiți, că au spus-o destui generali americani, ai logistica să-i permiți aliatului principal Statelor Unite sau aliaților NATO să ajungă la tine? Bun. La un moment dat... Infrastructura, vorbind. Putin rupe toată drăgălășenia făcută peste gar și cere negocieri imediate. De azi pe mâine. După care... iese cu un document. Ucraina, Moldova, Georgia cer retragerea trupelor rusești de parcă au mai cerut-o de 40 de ori. Bun. Și Rusia iese cu un document. De fapt, au fost două, dacă nu mă înșel, trimise la Bruxelles, apropo de cerințe, de condiții. De fapt, nu sunt cerințe, sunt condiții care să garanteze securitatea, bla, bla, bla. Bun. După care SUA anunță că e gata să și cere negocieri sâmbătă. După două zile, cred că au scos-o joi, dacă nu mă înșel. Bun, urmează SUA. Nu, care... au scos-o vineri și au cerut negocieri sâmbătă. Ceva de genul ăsta. 24 de ore. SUA anunță că sunt gata să discute propunerile de securitate ale Rus, propunerile de securitate. Gata să discute, deci a doua zi. Bun, și zici, bun, chiar așa de grav e? Și dacă e așa de grav, de ce nu face cineva ceva cu Ucraina? Poate să le dea rachete antitank măcar. Tocmai Germania ce a întrerupt livrările de arme. Germania în toată nebunia asta a întrerupt livrări de arme către Ucraina. Ca să știm cum... Exact în 24 decembrie a anunțat. Înainte de Crăciun. Bun, deci le transmit. Rusia din nou cere negocieri urgente. Amenință cu răspuns militar. Convoacă și o reuniune a comandamentului. Da, deci... iese Putin într-o conferință de presă și... după ce SUA transmite o poziție mai maleabilă, retrage 10.000 de militari de la graniță, răsând restul de 90. A, nu, că între timp au mai adus, stai liniștit. Între timp au mai adus că, bun. După care Biden propune o soluție diplomatică, dar nu știe nimeni care ar fi aia. Păi ce înseamnă? Care e definiția soluției diplomatice? Că mă întreb totuși, nu? Biden propune o soluție diplomatică în condițiile în care alte guri din Departamentul de Stat spuneau că nu pot să accepte în unele condiții. Unele din cerințele de bază ale Rusiei sunt inacceptabile. Și atunci te întreb, bun, dar dacă sunt inacceptabile, e bine să discute la telefon. Sau prin cablograme, mă gândesc. Bun, se întâlnesc și se revine. Și Lavrov și Putin ies fiecare cu declarații. Ajung la o întâlnire Putin-Biden online pe, cred că, 30 decembrie. Na. Pe 31, Rusia testează rachete Zircon, imediat după. Evident că se întâlnesc și vorbesc discuții. Păi astăzi, de pildă, au făcut exerciții la granița Ucrainei cu muniție de război. După astăzi. Care... bun, convoacă o întâlnire la nivel de ministrul externe adjunct, îl trimit pe Ryabkov, și pe Wendy Sherman, care este o reminiscență din epoca Obama. E ok, nu e mai rea decât alții de acolo. Dar e interesantă asta. Bine că n-au trimis-o pe doamna Victoria. Nu, Victoria este... pe Victoria au trimis-o acum câteva luni. Da. Cred că s-au săfut două la Moscova. După care, înainte să se întâlnească ieri, Ryabkov zice că SUA se poate confrunta cu o agravare, deci nici nu încep negocierile că Rusia amenință în dulcele stil clasic, da?
Americanii spun, este Blinken, americanii spun, domnule, de fapt ăștia vor să facă ceva tipic de manual, bagă niște condiții care nu pot fi acceptate și după aia se întorc și spun că America e inflexibilă și se duc și invadează. Dar dacă dăm tot trendul ăsta, toată nebunia asta înapoi, întrebarea e ce caută, de ce stârnești pe această pandemie în care toată lumea are tot felul de alte probleme. Și eu nu sunt un prorus, nu știu, sper că lumea înțelege chestia asta. De ce te-a pus să stârnești tu, în plină pandemie, povestea cu Ucraina? Care oricum e un conflict înghețat. Dacă tot e înghețat, de ce nu-l lași înghețat? Întrebare. Pentru că eu nu sunt convins deloc că Putin vrea să intre cu blindatele în Ucraina și să facă ce exact? O intervenție costă. Dar un joc face, Adrian. Păi de la joc și până la... Problema e că nu descifrăm de ce face jocul ăsta. E ușor să descifrezi ce face Putin de câtva timp. Ultima minte cât de cât rațională în politică externă în Statele Unite era Pompeo, dacă mă întrebați pe mine, care s-a dus, cred că a făcut și un turneu. Inclusiv în Bielorusia lui Lukashenko a făcut un turneu și le ofereau niște țiței, le ofereau niște chestii genul ăsta. Încercând să-i... și relații erau cu totul altele. Iar când a... cred că ori prin țările Baltice, ori prin Ucraina, s-a dus și le-a spus: uitați de peninsula Crimeea. Ok? Uitați. Și pare un lucru foarte dur. Dar cred că este o realitate. Da? Oricum a fost cucerită fără niciun foc de armă și rușii n-au reacționat. Rușii lor li s-a părut firesc. Deci, mi s-a părut firească anexarea Crimeei peste noapte. Care fusese director CIA, vine și spune: bă, uitați-o. Da, cred că mai avem doar 8 minute și aș vrea să discutăm și scrisoarea. Foarte, da, merită discutată. Întrebarea mea este: ce nevoie simte Statele Unite, SUA, ce nevoie simt pentru a stârni tot viesparul ăsta. Nu știu să-ți spun, chiar poate care interese chiar... domnul Biden, pentru că n-a avut el și Hunter Biden... Că despre Rusia este clar ce fac. N-au avut ceva legături cu Ucraina. Rușii nu sunt în stare, nici măcar nu sunt convins că dacă încep conflicte și la zona musulmană, că acolo în țările din Asia Centrală, sunt probleme legate de terorism musulman, printre altele. Inclusiv în Kazahstan. Da, și în Kazahstan cred că terorism e mult spus, dar există oarecare problemă ortodoxă versus că și ei au fost țări rusificate, există o populație rusă, ortodoxă, există... Cam 25%. Da, bun. Probleme. Bun. Ai armată? Că din câte știu aveau probleme să-și asigure efectivele cu câțiva ani în urmă. Și nu mulți. Vorbim de 2018. Deci aveau probleme. Nu aveau efectiv. Nu știu să-ți spun. Avem rachete, nu avem oameni. Nu știu să-ți spun. Trebuie să răspundă deci puțin la întrebările astea. O întrebare. Și a doua e, evident că este, toată lumea știe că se joacă niște cărți mari pe următorii și se stabilește o ordine mondială. Nu știe nimeni exact cum se va întâmpla. Bătălia este nu între Rusia și Statele Unite, ci între China și Statele Unite. Pe mine mă miră ieșirile foarte dese ale lui Putin. În general, nu în ești momentul să, în care, decât când te dai puternic când ești slab. În da? Momentul în care ai un meci între două mari puteri, pariezi pe una sau joci dublu, și ăsta cred că e cazul lui, încercând să ciugulești pe undeva și tu ca o hienă, un fost imperiu care nu mai e, un leu rănit. Hai să-l lăsăm pe asta cu hiena, că s-ar putea să se supere dacă se uită la emisiune și îi cauzează. Un leu rănit din ăsta, un ghepard rănit, că sună mai, are conotații de tot felul. Da, dar ghepardul nu e regele. Păi nu, nu știu de ce râzi tu, că există mai multe, mă rog, un ghepard cu coada ruptă, care totuși vrea să trăiască într-un anumit fel, își păstrează și el visurile și mărirea și ceva propagandă internă, bineînțeles, că lumea s-a cam săturat. Am citit niște statistici destul de îngrijorătoare despre starea economică a rușilor. Da, nu sunt prea grozave. PIB-ul lor este cât PIB-ul statului New York. Din America. Și atunci ce faci? Încerci să ciupești, să te bagi în seamă. Acum, dacă tu încerci să te bagi în seamă, întrebarea e, dar de ce ești băgat în seamă? Dacă lumea ce? Nu știe că tu ești... Despre ce e vorba asta. Nevolnic economic? Da.
și militar, până la urmă. Ce face? A mers o Ucraina în schimb, mai expert în război hibrid. Din toată păcate. Lumea să știe că e expert în război hibrid. Nu, nu prea se cunoaște. Ba, da. În sfârșit. Despre Statele Unite n-aș spune acest lucru, dar ești pe, de surpresă. În toată această vâltoare, iată, apare o scrisoare. Da, frumoasă scrisoare. O scrisoare frumoasă, care merită pomenită 5 minute. Intelectuali ruși fac apel către NATO și conducerea Rusiei. O găsiți publicată pe site-ul nostru căutând după Rusia. Și titlul este așa, sau un citat din scrisoare este în felul următor: dacă nu vom adera la NATO, ne vom transforma într-o provincie a Chinei. Intelectuali ruși, unul dintre ei declarat agent străin, pentru că există o lege a Rusiei care cere declararea acestor, în momentul în care ești, primești finanțare din afară, ești agent străin. Bun. Deci scrisoarea a fost publicată duminică, pe 9 decembrie, ianuarie. Și a devenit virală. A devenit virală. Scrisoarea e foarte interesantă, foarte frumos scrisă, niște băieți acolo, niște intelectuali. Întrebarea care, cine ascultă, Adrian? Care cât se simțisește la... Putin și cât se simțisește NATO, că oamenilor de la NATO li se adresează intelectualii ruși. Da? Scrisoarea începe așa: viitorul Rusiei este în joc. Politica actuală a Rusiei continuă cea mai rea trăsătură din istoria sa, alianțe cu tiranii și suprimarea libertății oriunde pot ajunge trupele noastre. Polonia, Ungaria, Cehoslovacia și acum Kazahstan. De noi n-au scris. Tradiția disprețului față de viața umană, a noastră și a altora. Ne dorim ca țara noastră să fie demnă de marea sa cultură, mă rog, ce spun ei e că una dintre soluțiile pe care o văd, care mi se pare naivă, cel puțin, este intrarea Rusiei în NATO. În orice caz, oamenii par speriați că și sunt nume grele care semnează scrisoarea asta. Da. Leonid Gozman, care e politician, Ponomarev, foarte cunoscut. Activist pentru drepturile omului. Da, și scriitor, Smirnov, mă rog. Sunt o grămadă de oameni acolo. Bun. 5 citați, dar scrisoarea are mult mai multe semnături. Bine, corect. Mulți se și tem să semneze pentru că implicit intră în vizorul Putin. Ce spun ei foarte interesant este că își declamă apartenența la cultura europeană. Dar e adevărat. Rusia. Nu, foarte adevărat. Rusia, cultura mare a Rusiei, e o cultură europeană. Asta e limpede. Ce au făcut comuniștii cu ea, cu marea cultură rusă, este altă poveste. Cu foarte impresionantă și din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că e un trend care n-are, nici măcar nu e atât de ușor să intri în NATO în momentul în care NATO îți începe să-ți apese butoanele. Există și acolo niște probleme. NATO are și ea niște arme de vândut și de testat. Nu? Există acest imperiu. Există scandaluri după scandaluri despre generalii americani care s-au îmbogățit și să nu mai vorbim de companii, da, deci de industrie. Lumea asta e condusă de niște industrie. Aia militară americană este una dintre ele, Big Pharma a doua. Păi cum crezi tu că s-ar simți magnații armelor și lupii de Wall Street? Dacă rămâne doar cu față în față cu China. Da. Nu știu cum ar fi cu militarii și cu, dar de exemplu, cred că industria farmaceutică, să zicem compania Pfizer, de exemplu, s-ar simți ciudat dacă ar rămâne față în față cu chinezii. Dar fiindcă CEO-ul lor e o chinezoaică, puțină lumea știe asta, tu ai descoperit. Da, știrea și am fost absolut încântat de treaba asta. Zic de cum scapă lucrurile. O chinezoaică școlită Angela, în Africa de Angela Sud. Angela Huang. Exact. Are și față de chinezoaică, eu am crezut inițial că este din tată chinez, mamă europeană. Contează? Nu? Nici nu contează. E foarte ciudată ascensiunea ei. Ea s-a ocupat de vaccinul la Pfizer și recunoaște că brusc a zis, domnule, până în 2020 vom face, octombrie 2020, vom face un vaccin și ne suflecăm mânecile și uite că îl facem. O chinezoaică. Deci plecasem de la ideea cum mama noi din finanța mondială se va simți în momentul în care dispare lumea bipolară construită cu atâta grijă în timpul războiului rece. Uh-huh. Și rămân față în față cu China, cu care, la care s-au deducit cu toții. Pentru că în ultimii ani investițiile n-au mai fost în Rusia precum erau pe vremea, să zicem, în anii 90,
Ciubaev și toată Hodorkovski și alții, când banii vestului se duceau în Rusia. Nu! De la Ciubaev și Hodorkovski încoace banii vestului se duc în China. Da. Și atunci la câte investiții au făcut Statele Unite, Germania, UE în genere, da? Și în Kazahstan erau investiții. Exact, Marea Britanie, Canada și așa mai departe. În China, cum brusc să decelezi și să trimiți cătarea spre chinezi, care practic înseamnă să tragi în ei, înseamnă să tragi în propriile ți picioare, pentru că tu ai făcut acolo investiții și pierzi bani. Iar lumea până una alta, până la politică, se mișcă, e mișcată de bani, da? De finanță. Da, cred că Trump a înțeles asta în cel mai sinistru mod, acum un an. Deci intelectualii ruși sunt memorabili, sunt mari patrioți, știu la ce se expun când au scris asta. Putin se bagă cu picioarele în apă rece, se enervează rău și va încerca să declanșeze represalii. Asupra lor, nu cred. Dar, da, poate că nu, poate că da, poate că știi mai bine decât mine. Nu cred, pentru că este o... Asta e un șah în 3D, vorba unui amic de pe Facebook. Șahul ăsta tridimensional e foarte ciudat, că sunt mai multe straturi și joacă șah unii cu albele, stratul superior cu negri, nici nu știi. Da. Și cred că Putin este un tip suficient de abil și de atent. E un tip foarte atent, de fapt. Precaut. Cred că e mai precaut decât atât și nu se va arunca asupra lor ca cu o bâtă asupra carului de oale. La câți au sărit de la etaj, că pe vremea lui Politkovskaya se trăgea în cap. Mai nou, nu mai... Defenestrare, da. Și apropo de defenestrare, un articol foarte interesant pe care l-am publicat, scris pentru Epoch Times New York, se cheamă Defenestrarea lui Robert Malone. Îl recomand cu căldură și eu l-am citit. Cu căldură și eu, îl găsiți pe site, citiți-l, este despre modul în care unul dintre colaboratori, unul dintre inventatorii tehnologiei RM Messenger a fost mușamalizat, șters complet din bazul, din comunicarea din lumea academică. Da, de către mass media și platformele sociale. Trebuie să ne oprim aici, că este deja și 2 minute trecut. Dar reflectați la faptul că Pfizer-ul, marele Pfizer, da, care a îngenunchiat până și Moderna, până una alta, în putere de decizie, în umbră, nu la vedere, deci factotum acolo e o chinezoaică. Memorabil, absolut memorabil. Și gândiți-vă câte vaccinuri Pfizer s-au făcut pe lumea asta și cum se spală chinezii pe mâini. Pe joi, toate cele bune!